Aici este cheia întoarcerii întregii situații. Rețineți, este cheia întoarcerii. Că întreba acum ce a făcut Bucureștiul. Da. În momentul în care primeam informații că pe baza stărilor de aici, care erau transmise peste tot, s-a inflamat Transilvania toată. Să rețineți că deja se pregăteau detașamente din toate localitățile limitrofe. Că era de partea secuilor, că era din partea românilor, că eram alte forțe necontrolate, sub comandă, dar care se revoltau unități. De exemplu, vânătorii de munte de la... Nu plecau aia fără ordine. Lasă vorbiți de voluntari. Îmi dați voie, da. Cetățeni, deci, care s-au enervat, neordalul, da. Și am informat că, închipuiți-vă că ar fi sosit asemenea masă aici. Și a terminat. Vă spun, de mii de nu mai eram. Nu mai eram acum. Genocid. În momentul respectiv, pe această breșă, a apărut un grup, dar absolut toți atleți puternici, tineri, cu lăzi. Cu lăzi? Lăzi, toate cu cocktailul Molotov. Le aprindeau, bum, și dădeau... Am și o întrebare, erau standard cocktailul ăsta Molotov? Toate erau. Sau se vedea că erau improvizate? Deci erau făcute industrial, ca să zică. Nu vă supărăm, dacă le aprindeau. Nu, în sensul, era același tip de sticlă, era... Da? Deci erau industrial. Nu mai le dădeam și aruncau. Dacă aveau aceeași bere, era normal. Aruncau cu... Asta e seara, spuneți la ce ori? Începând cu 11 minute. După 11, da. 23, adică. Da. Aruncau către masa mare maghiară. Deci vedeau dinspre partea asta, aruncau către spre maghiară. Da, dinspre, către maghiară. Nu, una dintre maghiară. Ele a căzut, una Molotov, aruncat pe ultimul tank, de-abia am să-l stingem. Câteva s-au oprit în copaci și s-au oprins din copaci, ardeau copaci și mâna asta, așa cum o vedeți, a curs pe mine. Unele dintre ele și-au atins ținta, până când am reușit să aducem o forță militară, de vreo 8 militari, da, care i-a dus și a împins și i-a spus afară din cadru. Eu am întrebat, n-aveam mijloace prin care să fac reținere. Da, să știți că în momentul de față se împinge, se reține, se anchetează. Da. Nu era misiunea mea asta. Da, să conjurii, fie... ei, bagi, da. Bă, în timp de război știu să o fac. Acolo nu aveam această... Bază legală. Bază legală. De aceea mi-au lipsit milițienii mie. Am spus, veniți... Ai un frăi pe ăștia, da. Bineînțeles. Da. Deci este un complex. Toate astea se derulează în fracțiuni de secundă în situația. Aici putem să vorbim mult. Acolo... Nu, doar dumneavoastră vorbiți. Era acțiune. În momentul în eu care... Eu sunt bun cu dat acțiune. Aici vorbiți doar dumneavoastră. Nu. Eu încerc să, să răspund provocărilor, adevărurilor care trebuie scrostite. În momentul în care... Și asta nu este... cum să spun eu? M-am detașat de mult. Eu n-am nevoie de notorietate de ce a făcut. Am trecut, mi-a făcut misiunea. Nu mai intrați în diversiune. La momentul în care s-a încetat acțiunea de acolo, da, am fugit la telefon de 5 ori. La TO. Da. Ca să vorbesc cu Iliescu. Iliescu sau Stanculescu? Cu Iliescu. Păi nu puteam. Cine era șeful de cabinet al lui Iliescu? Măgureanu? Nu. Voican? Unul... care prin germanță, Bujor. Bujor Sion. Sion. Mihai Bujor Sion. Mihai Bujor Sion. Interesant personaj. Apa!